acțiune imaginată de mine se petrece în Spania, la Sevilla, în cele mai crâncene timpuri ale Inchiziției, când pe tot cuprinsul țării, într-o preamărire a celui de sus, zilnic se aprindau roguri. Marele Inchizitor este un bătrân de aproape 90 de ani, înalt și drept, cu fața subtă și ochii adânciți în orbite, în care mai tremură încă o licărire ușoară, ca o scânteie. oh, de asta dată cardinalul nu mai poartă o dăjdiile fastoase cu care l-au împodobit în ajun, în văzul mulțimii, în momentul când dușmanii credinței creștine piereau mistuiți de flăcările rugului. Nu, acum nu are pe el decât vechea lui rasă călugărească, făcută din pânză groasă. În urma lui, la oarecare depărtare, pășesc ciracii și servii lui, cu chipuri sumbre, straja lui sfântă. Oprindu-se în fața mulțimii, Prelatul o cercetează din ochi, de la distanță. Vede tot, coșciugul depus la picioarele lui și copila înviată din morți și deodată se întunecă la față. Sprâncenele ei cărunte și dese se încruntă și în privirea lui scapă o lumină sinistră. Ridicând brațul, cardinalul face semn străjerilor să-l ia. Și atât de mare este autoritatea lui, atât de strunit și de plecat este poporul, deprins să-i se supună fără a crecni, încât gloata se dă în lături din calea soldaților și, în mijlocul unei tăceri mormântale, gărzile pun mâna pe el și îl duc. Ca la o poruncă, mulțimea se îndoaie până la pământ în fața bătrânului închizitor, care o binecuvântează și pleacă mai departe. Străjile coboară cu ostaticul în temnița boltită, ombroasă și strâmtă din clădirea străveche, unde se țin ședințele tribunalului sfânt, Ziua se stinge și întunecimile nopții toride și moarte învăluie Sevilia. Aerul e îmbălsămat de lauri și lămâi. În bezna groasă ce domnește în închisoare, ușa de fier se deschide și marele închizitor, purtând un opaiț în mână, pătrunde încet înăuntru. Este singur. Ușa se închide la loc în urma lui. Bătrânul se oprește în prag, privindul lung, un minut sau două, drept în față, apoi se apropie de el pe îndelete, pune o paiețul pe masă și rostește. Tu ești? Tu? Ne primind însă niciun răspuns, se grăbește să adauge. Taci! Nu spune nimic. Ce ai putea să mai spui? Știu prea bine ce. Numai că tu n-ai dreptul să mai adaugi nimic la cele mărturisite odinioară. De ce ai venit atunci să ne tulburi? Căci venirea ta nu face decât să ne tulbure. Cred că îți dai seama. Știi tu ce o să se întâmple mâine? Eu nu te cunosc și nici nu vreau să știu dacă ești tu acela sau semen numai cu el. Oricum ar fi, mâine am să te osândesc și am să te ard pe rug, ca pe cel mai nelegiuit dintre eretici. Și ai să vezi atunci cum norodul, care azi ți-a sărutat picioarele, la un singur semn al meu, se va repezi să adune tăciuni împrăștiați în jurul rugului tău. Știi tu asta? Da, poate că știi răspunse tot el tulburat, dus pe gânduri, cu ochii pironiți asupra deținutului. Mai ai tu dreptul, oare, să ne dezvălui fie și o singură taină a lumii din care vii? Nu, nu mai ai dreptul acesta, fiindcă nu trebuie să mai adaugi nimic la cele mărturisite cândva, nici să le răpești oamenilor libertatea pentru care te-ai luptat din răsputerii cât ai fost aici pe pământ. Orice lucru nou pe care l-ai vesti oamenilor ar întina cumva libertatea lor de credință, că ce-ar lua înfățișarea unui miracol. Și, după câte știu, în urmă cu 1500 de ani, pentru tine nu era nimic mai scump pe lume decât libertatea credinței. Nu spuneai chiar tu, pe vremea aceea, vreau să fiți liberi cu adevărat? Ai avut acum prilejul să-i vezi pe oamenii aceștia liberi. Da, să știi că ne-a costat scump treaba asta, dar acum am ajuns, în fine, să ducem în numele Tău la bun sfârșit misiunea noastră. 15 veacuri ne-am canonit cu libertatea asta, dar acum am isprăvit. Da, da, am isprăvit odată pentru totdeauna. Ce, nu crezi că am isprăvit pentru totdeauna? Te uiți la mine blând și nu vrei măcar să mă învrednicești cu un cuvânt de indignare. Cu toate astea, tocmai acum, poți să mă crezi, acum, în momentul de față, Oamenii poartă în ei, mai adânc ca oricând, înrădăcinată convingerea că sunt liberi, cu desăvârșire liberi, deși chiar ei ne-au oferit libertatea lor, depunând-o smeriți la picioarele noastre. Asta e ceea ce am izbutit noi să facem. Dar te întreb, asta e oare cu adevărat libertatea dorită de tine? Libertatea pe care ai visat-o? Fiindcă numai acum, i se dăstăniuie el, Bineînțeles, e vorba despre Inchiziție. Suntem în măsură pentru prima oară să ne gândim la fericirea oamenilor. Așa cum a fost el plămădit, omul e un răzvrătit din fire. Dar crezi tu, oare, că răzvrătiții pot avea parte de fericire? Ți s-a spus răspicat. Ți s-a atras atenția asupra acestui lucru. Ți s-au dat destule avertismente, pe care însă tu le-ai nesocotit deopotrivă, respingând singurul mijloc care putea să-i facă fericiți pe oameni. Noroc că, plecând dintre noi, ai avut grijă să lași totul în seama noastră. Ne-ai hărăzit, ai întărit prin cuvântul tău dreptul pe care ni l-ai încredințat de a lega și a dezlega totul. Și cred că n-ai de gând acum, sigur că da, nici măcar nu poate să stracă prin gând cumva, să ne privezi de el. Atunci, de ce ai venit să ne tulburi? În fricoșatul și prea duh, Duhul nimigniciei și al neființei, strălucitul Duh a grăit către tine în pustiu și, după cum mărturisește Sfânta Scriptură, a încercat să te ispitească. E drept ori nu? Există oare un adevăr mai deplin decât acela pe care El ți l-a dezvăluit, punându-ți cele trei întrebări sau, precum spun scripturile, supunându-te celor trei ispitiri, adevăr pe care tu l-ai respins? Și totuși, dacă va fi avut loc vreodată pe lume, o minune în toată puterea cuvântului, o minune fără de seamăn, e s-a întâmplat numai și numai atunci, în ziua celor trei ispitiri, căci în aceasta constă toată minunea, în faptul că acele trei întrebări au fost rostite. Dacă ne-am închipuit bună oară, să zicem, că întrebările puse de un fricoșatul duh ar fi pierit fără urmă și care trebuie deci reconstituite cumva, născocite din nou, alcătuite vorbă cu vorbă, pentru a putea fi puse la locul lor în scripturi, și că în acest scop ar fi fost adunate la oaltă toate capetele luminate de pe fața pământului, toți dregătorii, cei mai de seamă pastori ai bisericii, învățații, filozofii, poeții, cărora li s-ar încredința misiunea de a reconstitui, de a născoci, de a alcătui trei întrebări, trei întrebări care se exprime în trei cuvinte sau, mai bine zis, în trei propoziții pe înțelesul minții omenești, nu numai în semnătatea evenimentului respectiv, dar și întreaga istorie de mai târziu a umanității și a Universului, crezi tu, oare, că tot acest aeropag format din înțelepții pământului ar fi în stare să dea în vilag ceva care să se asemuiască măcar pe departe, prin forță și prin adâncime, cu cele trei întrebări pe care într-adevăr ți le-a pus atunci în pustiu puternicul și iscusitul duh? Aceste întrebări, miracolul prin care ele au ieșit la lumină, dovedesc când ajuns că aici nu avem de-a face cu inteligența omenească, a cărei soartă e pieritoare, ci cu o inteligență nepieritoare și desăvârșită. Fiindcă aceste trei întrebări, atât de strâns legate între ele, prezic întreaga desfășurare de mai târziu a istoriei lumii, constituind totodată cele trei formule în care se îmbină toate contradicțiile istoriei nerezolvate ale firii omenești. Pe vremea aceea, era un lucru de care nimeni nu-și putea da seama chiar atât de precis, viitorul fiind încă învăluit în neguri. Acum însă, după ce au trecut 15 veacuri, vedem că în acele trei întrebări era cuprins totul și că tot ceea ce preziseră ele s-a adeverit în așa măsură încât nu se mai poate adăuga sau înlătura nicio iotă. Hotărăște deci singur cine avea dreptate, tu sau acela care ți l-a pus. Amintește-ți prima întrebare, dacă nu cuvânt cu cuvânt, cel puțin sensul ei. Vrei să te duci în lumea așa, cu mâinile goale, făgăduind oamenilor o libertate pe care ei, în ignoranța și becisnicia lor înnăscută, nu pot să o înțeleagă, de care chiar se feresc, îngroziți, fiindcă nu există și nu a existat vreodată nimic mai insuportabil pentru om și pentru societate decât libertatea. Vezi pietrele acestea din pustietățile dogorite de arșiță? Poruncește ca ele să se facă pâini și omenirea întreagă, plină de recunoștință, va alerga pe urmele tale ca o turmă ascultătoare, deși tot timpul va fi cu frica în sân, ca nu cumva, la un moment dat, să-ți retragi brațul întins și, odată cu asta, să se-i sprăvească și pâinea dăruită de tine. Tu însă n-ai vrut să-l lipsești pe om de libertate și nu te-ai îndurat să primești oferta, judecând că nu mai poate fi vorba de libertate, de vreme ce supunerea a fost cumpărată cu pâine. Drept pentru care ai răspuns că omul nu trăiește numai cu pâine, Știi tu însă că, anumele în acestei pâini plămădite din țărână, Duhul Pământului se va ridica împotrivăți și, dând piept cu tine, te va birui, iar toată lumea îl va urma apoi, strigând în gură mare. Numai cine este asemenea fiarei a putut să pogoare focul din cer. Știi tu, oare, că peste veacuri omenirea va da glas prin gura înțelepților și a învățaților săi, că nu există pe lume crimă și, prin urmare, nu există nici păcat, ci numai flămânzi. Dă-ne mai întâi de mâncare și abia după aceea ne poți cere să respectăm virtutea. Va sta scris pe steagul celor care se vor scula împotriva ta, culcând la pământ templul durat de tine. Pe ruinele templului tău se va înălța o altă construcție, un nou și un fricoșător turn Babel. Se va ridica piatră cu piatră, cu toate că și el va împărtăși soarta celui din tâi, rămânând, ca și acela, neterminat. Puteai totuși să-i scutești pe oameni de toată această trudă de prisos, să le cruci o mie de ani de suferințe, fiindcă, până la urmă, tot spre noi se vor îndrepta, după ce se vor fi canonit în zadar zece veacuri în șir ca să-și isprăvească turnul. Și atunci ne vor căuta iarăși pe sub pământ, prin catacombele în care vom sta ascunși, fiindcă ne va fi dat să fim din nou persecutați și schingiuiți. Și, găsindu-ne în cele din urmă, vor ridica glasul spre noi. Dați-ne pâine! Căci acela care ne-a făgăduit să pogoare focul din ceruri pentru noi, nu ni l-a dat. Și noi vom izbuti să ridicăm până la capăt turnul început de ei. Cine va da de mâncare mulțimii, va apuca să-l ducă la bun sfârșit. Și noi vom fi aceia care o vom hrăni în numele tău, amogind-o în numele tău. Oh, în vecii vecilor, fără noi, ei nu vor ajunge să-și astâmpere foamea toată înțelepciunea lumii nu va putea să le dea pâine atât timp cât vor rămâne liberi. Dar ai să vezi că, până la urmă, ne vor aduce singuri plocon libertatea și, depunându-o la picioarele noastre, ne vor spune Înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foame”. Abia atunci vor înțelege în fine că libertatea și faptul de a avea pâine, în realitate și cu prisosință, ca să ajungă pentru toată lumea, sunt două lucruri incompatibile fiindcă în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare să-și împartă pâinea între ei și în același timp se vor convinge că niciodată nu vor putea fi liberi, fiindcă sunt slabi de îngeri, de dați la rele, becisnici și îndărătnici. Tu le-ai făgăduit pâinea cerească, dar iarăși te întreb, crezi într-adevăr că poate avea același preț în ochii stirpei omenești, nevolnice, desfrânate și pururea nerecunoscătoare ca pâinea reală, pământească? Dacă, în numele pâinii cerești, se vor găsi câteva mii sau zeci de mii de suflete care să te urmeze, cum rămâne cu milioanele și zecile de mii de milioane de făpturi omenești, incapabile să renunțe la hrana pământească pentru cea făgăduită în ceruri? Sau ție nu -ți sunt dragi decât cele câteva zeci de mii de suflete mari și puternice, restul, adică puzderia nenumărată, ca nisipul mării, de oameni slabi de îngeri, dar care te iubesc cu adevărat, fiind menită să fie doar materie de exploatat pentru cei puternici și oțeliți? Nu. Nouă ne sunt de o potrivă de dragi și cei slabi din fire. Deși înrăviți și îndărătnici, până la urmă, tot ei vor fi cei mai supuși. Cuprinși de admirație, aceștia ne vor socoti zei pentru că vom domni asupra lor. Atât de înfricoșătoare le se va părea în cele din urmă libertatea. Dar noi vom căuta să-i convingem că nu facem decât să ascultăm de porunca ta, și că domnim în numele Tău. Îi vom înșela astfel din nou, fără să-ți mai îngăduim însă să vii printre noi. Și în același timp, înșelătoria aceasta va fi un nesecat izvor de suferință pentru noi, fiindcă vom fi mereu nevoiți să mințim. Iată care este sensul primei întrebări ce ți s-a pus atunci, în pustiu. Și iată ce ai respins în numele libertății pe care o prețuiai mai presus de orice, în ea să lășluia ferecată taina cea mare a lumii acesteia. Învrednicindu-te să primești miracolul pâinii, ai fi reușit să împlinești acea năzuință eternă a omului și nu numai a fiecărui individ în parte, ci a întregii umanități. Pururea dornică să știe în fața cui trebuie să-și îndoaie genunchii, fiindcă nu există pentru omul liber o grijă mai statornică și mai chinuitoare decât aceea de a afla mai degrabă în fața cui se cuvine să se plece până la pământ. Numai că el vrea să se plece înaintea unei forțe indiscutabile, atât de indiscutabile încât toată lumea să o respecte, îndoindu-și genunchii în fața ei. Căci, în primul rând, aceste ființe vrednice de plâns vor să găsească pe cineva în fața căruia să se plece până la pământ, un om care să se ridice deasupra celorlalți, în care să creadă lumea întreagă și căruia să îi se închine toți, absolut toți. De la începutul începutului, necesitatea de a generaliza supunerea a constituit preocuparea cea mai arzătoare a fiecărui om în parte, precum și a întregii umanități. Din pricina acestei necesități, oamenii s-au ucis unii pe alții, luptându-se cu săbiile și, făurindu-și singuri zei, s-au amenințat unii pe alții. Lepădați-vă de zeii voștri, strigau ei, și veniți de vă închinați celor care se află în mare cinste la noi. Altfel, va fi vai și amar de voi și de zeitățile voastre. Și așa o să fie până la sfârșitul veacurilor, chiar și atunci când vor pieri toți zeii de pe fața lumii, oamenii vor continua totuși să îngenuncheze în fața idolilor. Și tu ai știut asta. Nu se poate să nu fi cunoscut această fundamentală taină a firii omenești. Și totuși, cunoscând-o, ai refuzat unica emblemă infailibilă ce ți s-a oferit, în virtutea căreia omenirea ți s-ar fi supus fără să crignească. Emblema pâinii reale, pământești. Tu însă ai refuzat-o în numele libertății și al pâinii cerești am să-ți arăt acum ce ai făcut mai departe, iarăși și iarăși, în numele libertății. Adevăr zic ție că sufletul omenesc nu cunoaște altă grijă mai chinuitoare decât aceea de a găsi cui să încredințeze mai degrabă harul libertății cu care această nefericită faptură se naște pe lume. Numai aceluia însă, care va izbuti să îi împace conștiința, îi va fi dat să pună stăpânire și pe libertatea lui. Emblema ce ți s-a oferit odată cu pâinea avea tot sorții de izbundă Dăi pâine și omul ți se va supune fără greș. E cea mai sigură cheză și e. Dar dacă în același timp cineva, nu tu, altcineva, s-ar întâmpla să-i prindă în mreje conștiința, o, oh, atunci să știi. E în stare să se lipsească până și de pâinea cu care îl îmbii și să-l urmeze pe acela care va fi izbutit să-i subjuge cugetul. Aici, recunosc, dreptatea era de partea ta. Taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești fără o noțiune precisă a rostului său pe lume. În vecii vecilor, omul n-ar accepta să trăiască. Mai curând și-ar face singur seama decât să-și ducă mai departe existența pe pământ, chiar dacă în jurul lui ar fi maldere de pâine. Asta este realitatea. Dar ce s-a ales până la urmă? În loc să cauți a pune stăpânirea asupra oamenilor, îngrădindu-le libertatea, tu te-ai străduit să-i desfășori cât mai larg fruntariile. Ai uitat, se vede, Că omul preferă liniștea și chiar moartea libertății de a alege singur între bine și rău, fiindcă nu există ceva mai ademenitor pentru el decât libertatea conștiinței, dar în același timp, nu există ceva mai cumplit. Iar tu, în locul unor principii temeinice, care ar fi statornicit odată pentru totdeauna liniștea în conștiința umană, ai ales tot ce poate fi mai ciudat, mai nedeslușit și mai vag, tot ce depășește puterile oamenilor, procedând ca și cum nu i-ai fi iubit cât uși de puțin. Cine? Tocmai tu care ai pogorât pe pământ ca să-ți jertfești viața pentru ei. În loc de a căuta să le zălăgești libertatea, tu le-ai sporit-o și mai mult, aruncând pe veci chinuitoare ei povară asupra împărăției sufletului omenesc. Ai vrut să ai parte de dragostea liber consimțită a omului. Ai dorit ca el să te urmeze de bunăvoie, ademenit și subjugat de tine, de ideea ta. În locul legii străbune, pe care se putea bizui din momentul acela, omul trebuia să aleagă cu inima slobodă ce este rău și ce este bine, având înaintea ochilor doar chipul tău drept călăuză menită să-i îndrume pașii. Dar cum de nu te-ai gândit că, așezând pe umerii lui o povară atât de grea ca libertatea de a alege, până la urmă el va ajunge să pune la îndoială până și chipul tău și să tăgăduiască adevărul propovăduit de tine. Într-o bună zi, oamenii vor mărturisi în gura mare că adevărul nu poate să lui în tine, fiindcă ar fi cu neputință să-i urgisească cineva atât de cumplit ca tine. Lăsându-i să se zbată într-o incertitudine atât de chinuitoare, cu atâtea griji pe cap și atâtea probleme fără dezlegare, în felul acesta tu însuți ai pus la cale surparea împărăției tale și n-ai deci niciun drept să arunci vina pe alții. Asta să fie, oare, spune, ceea ce ți s-a oferit? În lume nu există decât trei forțe, unice pe pământ, în măsură să înfrângă și să subjuge definitiv, în numele propriei lor fericiri conștiința acestor becisnici răzvrătiți. Și aceste forțe sunt miracolul, taina și autoritatea. Tu însă le-ai respins, rând pe rând, prin exemplul pe care tu însuți l-ai dat. După ce te-a pus să te urci pe templu, prea iscusitul și înfricoșatul duh, ți-a spus, de deci tu fiul lui Dumnezeu, aruncă-te în gol, căci scris este, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Numai așa vei ajunge să afli de ești cu adevărat fiul lui Dumnezeu și cât de puternică este credința ta în Tatăl Ceresc. Tu însă l-ai ascultat până la capăt, dar ai refuzat să faci ceea ce îți propunea el. N-ai vrut să te lași dus în ispită și nu te-ai aruncat. O, oh, firește, ai fost într-adevăr plin de măreție, superb ca un Dumnezeu. Dar crezi tu oare că oamenii, seminția aceasta becisnică și răzvrătită, sunt zei? O, oh, bineînțeles, în momentul acela ți-ai dat seama că dacă ai fi făcut un singur pas, o singură mișcare ca să te arunci în gol, ar fi însemnat să-L ispitești pe Dumnezeu și să-ți pierzi totodată credința în El, așa încât, ajungând jos, te-ai fi zdrobit de pământul pe care venise și să-L izbăvești spre bucuria preiscusitului Duh care încercase să te ispitească. Dar încă o dată îți spun, sunt oare mulți pe lume ca tine ai fost tu în stare să crezi cu tot din adinsul, fie chiar numai o clipă, că oamenii au atâta putere în ei ca să înfrunte asemenea ispită? Sau îți închipui cumva că firea omenească a fost în așa fel plămădită, încât prin însă și alcătuirea ei să respingă miracolul și că în momentele de cumplită la scruce, când sufletul lui este bântuit de cele mai grele și mai chinuitoare probleme, omul se poate mulțumi cu ceea ce inima sare, toată libertatea să aleagă? O, oh, tu ai știut că eroismul faptei tale va fi pomenit în scripturi și că va răzbate astfel prin veacuri până în vremea de apoi. Și în sine ta ai nădăjduit că, mergând pe urmele tale, omul va rămâne alături de Dumnezeu, fără a mai avea nevoie de minuni. Cum de nu te-ai gândit însă că, lepădându-se de minuni, el se va lepăda în același timp și de Dumnezeu, fiindcă, de fapt, nu-l caută pe Dumnezeu, cât mai ales minunile sale. Și cum nu poate să trăiască fără minuni, omul va încerca să și le făurească singur, dând crezare miracolelor plăsmuite de el, închinându-se în fața minunăților săvârșite de vraci, în fața farmecelor făcute de vrăjitoare, chiar dacă ar fi de o sută de ori un răzvrătit, un eretic sau un ateu. Tu nu te-ai învrednicit să cobori de pe cruce când cei din jur își băteau joc de tine, strigându-ți, te acum de pe cruce, vom vedea și vom crede. Tu nu te-ai învrednicit să cobori, fiindcă nu voiai să-l câștigi pe om printr-o minune, așteptând o credință liber consimțită din partea lui, nici de cum prilejuită de un miracol. Ceea ce dureai tu cu ardoare reu o dragoste liberă, iar nu extazul unui rob fascinat de puterea ce i-a vărât pe veci frica anoase. Dar și de asta dată ai greșit, socotindu-i pe oameni mai presus de ceea ce arată a fi în realitate, când ei nu sunt decât niște robi, cu toate că, așa cum au fost plăsmuiți, în sufletul lor mocnește răzvărătirea. Privește în jurul tău și judecă singur ce s-a întâmplat după 15 veacuri de la plecarea ta. Du-te acum să vezi cine sunt cei pe care i-ai înălțat până la tine. Îți jur că omul este mult mai nevolnic și mai ticălos decât l-ai crezut tu. Te poți cumva bizui pe el să facă ceea ce ai făcut tu? Prețuindu-l peste măsură, ai procedat ca și când n-ai fi avut nici cea mai mică îngăduință, fiindcă astfel ar fi însemnat că tu cereai de la el mai mult decât putea să dea. Tocmai tu, care l-ai iubit pe om mai presus decât pe tine însuți, dacă l-ai fi prețuit însă mai puțin și nu i-ai fi cerut decât ceea ce putea să-ți dea, ar fi simțit mai mult dragostea ta, fiindcă nu l-ai fi îndatorat să poarte o povară chiar atât de grea. Omul este slab de înger și becisnic. Ce face că în momentul de față încearcă în tot locul să se răzvrătească împotriva puterii noastre, împăunându-se cu fapta lui. Mândria lui de răzvrătit este copilărească, mândrie de școlar ce au pus la cale o rebeliune în clasă, izgonindu-l pe învățător. Bucuria lor va fi însă de scurtă durată și o vor plăti cu vârf și îndesat. Vor dărâma templele și vor înneca pământul în valuri de sânge. Dar până la urmă nu se poate să nu-și dea seama, în nerozia lor poierilă, că, deși s-au răsculat, sunt prea becisnici ca să poată fi în stare a duce mai departe pe umeri povara propriei lor răzvrătiri. Și cu obrajii scăldați în lacrimi nătânge, vor recunoaște în sfârșit că acela care i-a plămădit, sădind în ei sămânța răzvrătirii, a făcut-o fără doar și poate, numai în bătaie de joc. Vor mărturisi lucrul acesta cu deznădejdea în suflet și fie ce cuvânt al lor va fi un cuvânt de hulă. Hulind, se vor simți însă și mai nefericiți, fiindcă prin firea lui, omul nu se poate împăca totuși cu blasfemie și până la urmă va căuta să se răzbune pentru ea. Așadar, nelinște, tulburare și nefericire. Iată cu ce s-au ales oamenii după toate suferințele pe care le-a îndurat în numele libertății lor. Marele tău proroc, spune că i s-au arătat în fața ochilor toți cei care au luat parte la prima înviere și că erau câte 12 mii cu totul în fiecare seminție. Ca să fie atât de puțini, înseamnă că nici ei n-au fost oameni ca toți ceilalți ci zei, căci au aflat în ei destulă putere ca să poarte crucea și să viețuiască zeci de ani în pustiu, flămânzi și goi, hrănindu-se cu ierburi crude și rădăcini. Te poți mândri, firește, cu aceste odrasle ale libertății, ale dragostei liber dăruite, cu sublima lor jertfă adusă de bunăvoie în numele tău. Amintește-ți însă că acestea erau doar câteva mii și toți plămădiți ca niște zei, pe când ceilalți, cu ce sunt vinovați, oare ceilalți, adică toți cei nevolnici, care n-au fost în stare să facă într-o totul ceea ce au izbutit a îndeplini cei căliți din fire. Cu ce este vinovat un suflet plăpând, dacă nu poate cuprinde asemenea haruri înfricoșătoare? Nu cumva tu ai pogorit din ceruri numai în mijlocul celor aleși și numai pentru ei. Dacă e așa, atunci la mijloc este o taină pe care mintea noastră nu poate pricepe. Și dacă există într-adevăr o taină, atunci avem tot dreptul să vorbim în numele ei, mărturisind în fața lumii că libertatea inimii de a alege între bine și rău nu înseamnă mare lucru, că totul e taina căreia oamenii sunt datori să îi se supună orbește, chiar împotriva conștiinței lor. Și chiar așa am și procedat. Am căutat să îndreptăm ce ai făcut tu, punând la temelia faptei tale eroice miracolul, taina și autoritatea. Și oamenii s-au bucurat că sunt din nou mânați ca o turmă și că, în sfârșit, inima lor a fost ușurată de povara unui dar funest care le adusese numai necazuri. Spune, am avut ori nu dreptate să procedăm așa, propovăduind învățătura aceasta oamenilor. Crezi, oare, că noi n-am iubit omenirea? De vreme ce am înțeles cu atâta omilință slăbiciunile ei și am căutat din toată inima să-i ușurăm povara Îngăduind firii sale nevolnice, chiar și păcatul, cu condiția ca să fie săvârșit cu știrea noastră. De ce atunci vii acum să ne tulburi? De ce mă privești în tăcere cu ochii tăi blânzi, convins că dreptatea e de partea ta? Mai curând aș vrea să te văd mânios. Nu-mi trebuie dragostea ta, pentru că nici eu nu te iubesc. De ce aș încerca să mă prefac? Nu-mi dau seama oare cu cine vorbesc, știi dinainte tot ce aș avea să-ți spun. O citesc în ochii tăi. Cum aș putea, oare, să ascund de tine taina noastră? Poate că vrei totuși să -au auzi din gura mea. Atunci ascultă. Noi nu suntem cu tine, ci cu El. Asta este toată taina noastră. De mult nu mai suntem cu tine, ci cu El. Au trecut opt veacuri între timp. s au împlinit opt veacuri de când am primit din mâinile Lui ceea ce tu ai lepădat cu indignare. Darul din urmă, pe care El însuși ți l-a oferit atunci când ți-a înfățișat împărățiile pământești. Noi am primit de la Roma și sabia lui Cezar decretându-ne stăpânitorii pământului, singurii lui împărați. Deși nici până azi n-am apucat să ne desăvârșim lucrarea începută. Dar cine-i de vină? O, oh, într-adevăr, lucrarea e abia înfiripată, dar totuși s-a înfiripat. Va trece încă multă vreme până să fie dusă la bun sfârșit. Și până atunci lumea va mai avea încă multe de îndurat. Dar până la urmă ne vom ajunge țelul și vom fi cezari. Atunci ne vom gândi la fericirea omenirii. Și cu toate acestea, tu ai fi putut să primești pe loc sabia lui Cezar, pentru ce ai lepădat de la tine acest ultim dar. Primindu-l, ai fi împlinit toate năzuințele oamenilor pe pământ, le-ai fi dat un stăpân căruia să-i închine, căruia să încredințeze propriile lor conștiințe, și le-ai fi pus la îndemână în mijlocul de a se uni cu toții la oaltă într-un furnicar în care nu încap conflicte, fiindcă necesitatea alăturării este cea de-a treia și ultima pricină de frământare pentru oameni. Umanitatea a dorit, dintotdeauna, să se organizeze într-o asociație unitară. Multe popoare au avut o istorie glorioasă, dar cu cât acele popoare se aflau la un nivel de civilizație mai înalt, cu atât erau mai nefericite, fiindcă simțeau mai adânc decât altele necesitatea unirii tuturor oamenilor. Marii cuceritori au străbătut ca o vijelie pământul în dorința de a-și întinde stăpânirea asupra întregului univers, dar și ei, fie chiar inconștienți au exprimat aceeași nestăvilită aspirație a omenirii de a se unifica. Primind dominația lumii și purpura cezarului, tu ai fi întemeiată o împărăție universală, statornicind în același timp pacea pe toată fața pământului. Fiindcă cine altul ar putea fi în măsură să stăpânească oamenii decât acela care le stăpânește cugetul și în mâinile căruia se află pâinea lor. Noi am primit, așadar, sabia lui Cezar și, odată cu ea, firește, ne-am lepădat de tine pentru a-l urma pe el. oh, vor mai trece încă veacuri de becisnică domniei a gândirii libere, a științei și a antropofagiei, la care vor ajunge în cele din urmă, de vreme ce a început să ridice turnul lui Babel fără noi. Abia atunci fiara se va tări la picioarele noastre și le va linge supusă, stropindu-le cu lacrimi de sânge. Și noi o vom încăleca și vom înălța cupa, iar pe cupă va fi săpat cuvântul taină, atunci, numai atunci se va statornici împărăția păcii și a fericirii omenești. Ești mândru de aleșii tăi, dar tu nu ai în jurul tău decât puțini aleși, în timp ce noi vom ajunge să-i mulțumim pe toți. Și pe urmă, gândește-te, câți dintre cei aleși sau dintre cei tari de înger, care ar putea să fie cândva aleși tăi, nu vor fi obosit așteptându-te? Câți dintre ei nu-și îndreaptă și nu-și vor mai îndrepta încă forțele și ardoarea inimii spre un alt ogor? sfârșind prin a ridica steagul libertății lor împotriva ta. Dar cine altul decât tine a înălțat acest steag? Pe când noi vom dărui tuturor fericire și nimeni atunci nu se va mai răzvrăti. Oamenii nu se vor mai ucide acum unii pe alții, așa cum se căsăpesc în fiece clipă și în tot locul, în numele libertății propovăduite de tine. Noi vom izbuti să-i convingem că nu vor putea ajunge cu adevărat liberi decât atunci când vor renunța de bunăvoie la libertatea lor în favoarea noastră și când ni se vor supune cu desăvârșire nouă? Vom avea oare dreptate sau vom rămâne în minciună? Se vor convinge că dreptatea e de partea noastră, când își vor aminti în ce cumplită sclavie și în ce frământare îi împinsese libertatea ta. De plină independență, gândirea liberă și știința îi vor afunda într-o junglă atât de încălcită și le vor pune în fața asemenea miracole și taine atât de bine ferecate, încât unii dintre ei, cei răzvrătiți și aprigi, își vor face singur seama, iar alții, și ei răzvrătiți, dar nevolnici, se vor nimici unii pe alții, iar restul, cei becisnici și nefericiți, se vor târi la picioarele noastre, mărturisind în gura mare. Da, ați avut dreptate, voi singuri stăpâniți taina, de aceea ne-am întors la voi. Izboviți ne de noi înșine. Primind pâinea din mâna noastră, își vor da seama, firește, că nu facem decât să luăm pâinea lor, pe care au dobândit-o ei înșiși prin munca brațelor și s au împărțim între ei. Și își vor da seama de o că nu-i vorba de nicio minune la mijloc, că noi nu prefacem pietrele în pâine, dar nu se vor bucura atât de pâine, cât mai ales pentru că o primesc din mâna noastră, fiindcă își vor aduce aminte, desigur, că o înainte de venirea noastră, pâinea pe care o câștigau prin puterea brațelor se preschimba în piatră din clipa în care o luau în mână și că, de când s-au întors la noi, pietrele din mâna lor s-au prefăcut iarăși în pâine. Și atunci se vor dumiri pe deplin ce mult înseamnă să te supui pe veci. Atâta timp însă cât oamenii nu vor înțelege lucrul acesta, vor fi nefericiți. spune cui se datorează în primul rând incapacitatea lor de a înțelege? Cine a fărâmițat turma și a împrăștiat-o pe căi necunoscute? Turma se va aduna însă la loc și se va supune iarăși, de asta dată pentru totdeauna. Și atunci noi vom hrăzi oamenilor o fericire tehnită și umilă, o fericire pe măsura unor fapturi nevolnice, așa cum au fost plămădiți. O, oh, hai să vezi că până la urmă vom izbuti să-i convingem să nu se mai țină mândri, fiindcă numai tu le-ai băgat asemenea fumuri în cap când ai căutat să-i ridici atât de sus. Noi le vom dovedi că sunt slabi, că nu sunt decât niște bieți prunci, dar că fericirea hărăzită copiilor este mai dulce ca oricare alta. Și atunci, cu prinși de sfială, cu ochii ațintiți spre noi, se vor strânge în jurul nostru înfricoșați, ca niște pui sub aripile cloștii. Privindu-ne cu admirație și în același timp cu un fior de spaimă, se vor simți mândri cu noi. Văzând cât suntem de puternici și de inteligenți și cât de les ne-am izbutit să domesticim o turmă năbădăioasă de milioane și milioane de capete, vor tremura zgribuliți în fața mâniei noastre. Gândurile lor vor fi din ce în ce mai timide, ochii veșnic înrăurați de lacrimi, ca la copii sau la femei, pentru că la un singur gest din partea noastră, să treacă tot atât de ușor la veselie și râs, cu chipurile luminate de o bucurie inocentă și cu cântece fericite pe buze. Nici vorbă că o să-i punem să muncească, dar în orele libere vom căuta să le înghebăm o viață plăcută, ca un joc de copii, cu cântece naive, cu coruri și dansuri nevinovate. Le vom da voie chiar să și păcătuiască, știindu-i slab de îngeri și becisnici. Și ei, la rândul lor, ne vor iubi ca niște copii pentru că vom fi fost atât de toleranți. Le vom spune că oricare dintre păcatele lor va fi de bună seamă răscumpărat de vreme ce a fost săvârșit cu învoirea noastră și că numai și numai din dragoste le îngăduim să păcătuiască, luând asupra noastră pedeapsa ce li se cuvine și, luându-o asupra noastră, cu atât mai vârtos ei ne vor iubi ca pe niște binefăcători cei vor izbăvi de povara păcatelor înaintea lui Dumnezeu. În schimb, nu vor păstra nicio taină față de noi, nu vor căuta să ne ascundă nimic. Și după cum vor fi, sau nu, ascultători, le vom permite sau îi vom opri să trăiască cu soțiile și -i bovnicele lor, să facă sau nu copii cu ele și ei se vor supune cu dragă inimă, fericiți. Vor veni să ne mărturisească nouă cele mai chinuitoare secrete care le apasă conștiința, dezvăluindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet. Și noi îi vom dezlega, iar ei vor fi bucuroși să se încradă în cuvântul nostru, pentru că, bizuindu-se pe noi, vor scăpa de o grijă împovărătoare și de un fricoșatul chin la care îi supune, în momentul de față, necesitatea de a alege singuri și îndeplină libertate. Și astfel vor fi toți fericiți, milioane de fapturi omenești, toți în afară de cei o de mii care își țin în propriile mâini destinul. Fiindcă numai noi, deținătorii secretului, noi singuri, vom fi nefericiți. Vor fi mii de milioane de prunci fericiți și o sută de mii de martiri care își vor lua asupra lor povara blestemată a cunoașterii binelui și răului. Ei vor muri în pace, se vor săvârși din viața în numele tău și dincolo de mormânt nu vor găsi decât moarte. Iar noi vom păstra cu grijă secretul și, pentru fericirea lor, îi vom amăgi, făgăduindu-le o răsplată veșnică în ceruri. Fiindcă, de bună seamă, chiar dacă lumea de apoi ar exista cu adevărat, ea nu va fi fost făcută pentru fapturile de seama lor. Se zice că, așa cum s-a prorocit, vei veni din nou printre noi și biruința va fi a ta. Vei veni însoțit de ceata celor aleși, a celor mândri și puternici. Noi vom spune atunci că aceștia nu s-au izbăvit decât pe ei, în timp ce noi am izbăvit lumea. Se zice de asemenea că la vremea aceea, curva cea mare ce de pe fiară, ținând în mâinile ei cu tainei, va fi judecată și că din nou se vor răzvrăti cei nevolnici, sfâșind purpura de pe ea, îi vor despuia trupul nemernic. Eu însă mă voi ridica atunci și îți voi arăta mii de milioane de prunci fericiți care n-au știut ce este păcatul și noi, cei care am luat asupra noastră greșelile lor, ca să poată avea parte de fericire, vom veni în fața ta și îți vom spune judecă-ne dacă poți și dacă te încumeți să o faci află că nu mă tem de tine. Să știi că și eu am stat în pustie, că și eu m-am hrănit cu aguride și rădăcini, că și eu am binecuvântat libertatea pe care tu le-ai hrăzit-o oamenilor, că și eu mă pregăteam să ajung printre aleșii tăi, în rândul celor căliți și puternici, cu dorința de a-ți umple rândurile. M-am dezmeticit însă și n-am vrut să mai slujesc asemenea nebunie. Înapoiindu-mă, m-am alăturat mulțimii celor care s-au străduit să îndrepte lucrarea ta. I-am părăsit pe cei mândri și m-am întors către cei umili, pentru a zămisli fericirea lor. Așa va fi, cum ți-am spus, și împărăția noastră va lua ființă. Îți repet, mâine chiar ai să vezi cum, la un singur gest din partea mea, turma asta atât de supusă, se va repezi să îngrămândească jeraticul, la poalele rugului pe care îți vei ispăși o sânda, fiindcă ai venit să ne tulburi. Căci nimeni pe lume nu cred să fi meritat cândva mai mult decât tine, pedeapsa prin foc. Mâine deci, am să te ard perug.